Horia Cristian vrea ca persoanele născute după 1 ianuarie 2017 să nu mai poată cumpăra tutun niciodată, nici după ce vor împlini 18 ani. Până acum, legea interzice vânzarea tutunului către minori. Fumatul și consumul de tutun, sub orice formă, reprezintă un risc clar și indiscutabil asupra sănătății umane. Fumatul determină îmbolnăvire, suferință și moarte și având costuri care depășesc orice profit generat de industria de tutun. Nu există niciun aspect al vieții umane care să fie îmbunătățit de sau prin consumul de tutun, cu excepția profitului companiilor producătoare de tutun. Fumatul nu este un drept al omului recunoscut explicit de societatea umană modernă, se arată în expunerea de motive a proiectului. Horia Cristian menționează că vânzarea de tutun persoanelor sub 18 ani este deja interzisă, dar subliniază că legea ar trebui să împiedice tinerii născuți după 1 ianuarie 2017 să poată cumpăra tutun chiar și după împlinirea vârstei de 18 ani. Dacă legea va fi aprobată în 2035, persoanele care au 18 ani nu vor putea cumpăra tutun. Proiectul urmează să intre mai întâi în dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată.